Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor! Bine v-am regăsit! Astăzi este o zi importantă, din mai multe puncte de vedere. Începem discuțiile la nivel național pentru moțiunea de cenzură. Vedem, cade, nu cade guvernul, Orban, vine un alt guvern, Ciolacu, sau cum s-o mai fi numind el, sau poate are domnul Ciolacu o surpriză și va fi domnul Grindeanu, cum se anunță pe surse. Oricum, în această dimineață, pentru că tot este subiectul cu PSD-ul pe primul loc, am o surpriză pentru dumneavoastră, vă v-am promis de ieri. În premieră, la noi, la subiectul zilei, se află președintele, una dintre cele mai importante comisii și care a avut de lucru foarte mult anul trecut, din PSD Suceava. Este vorba despre domnul Cristian Maxim. Bună dimineața, domnule Maxim. Bună dimineața. Bine ați venit la masa noastră. Mulțumesc că m-ați invitat. Ce mai faceți dumneavoastră? În general, bine. În general, bine. Eu sunt președintele Comisiei de Integritate, Etică și Arbitraj. Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj. Etică, Integritate. Din PSD Suceava. Cu ce vă ocupați mai exact la comisia asta, îmi permiteți? Comisia asta e înființată în baza legii partidelor politice, are niște atribuțiuni foarte clare, pornind în special de la respectarea codului de etic care este prevăzut în statutul PSD-ului și nu mai a PSD-ului, fiecare partid politic are un cod de etică. Și el așa, are un rol așa de moderator, de mediator între... Dar sunt conflicte în PSD? Aveți de mediat acolo mult? Nu neapărat că sunt conflicte, dar sunt situații în care rolul comisiei trebuie să-și spună cuvântul. O altă atribuție este și respectarea legalității unor măsuri disciplinare pe care știu diferite organizații la nivel de comună, oraș, municipiu, le pun în aplicare. N-aș vrea să intru în ce ați făcut, cum ați făcut, că așa îmi vine pe limbă cazul Boberski de la Consiliul Local Suceava. Inerent, că a fost notorietate publică și... Ce ați făcut acolo? Lumea asta ați pierdut sau ceva nu a fost în regulă? Nu, deci acolo a fost o măsură disciplinară luată la nivelul Biroului Organizației Municipiului Suceava, iar ulterior domnul Boberski s-a adresat către instanța de judecată, cum era normal, fiecare om are dreptul să se adreseze instanței pentru a-și clarifica situația juridică, iar instanța a stabilit că domnul Boberski a fost exclus nelegal din cadrul... Deci din nelegal rândul... sau ilegal? Că nu, nelegal. Nu, e o diferență. Cine a greșit până la urmă acolo? Bun, aici sunt adunate mai multe aspecte. Dacă ies să intru o secundă în esență, inițial nu s-au respectat niște aspecte pe care le prevede procedura internă, la modul că trebuia să se aștepte decizia Comisiei Naționale, pentru că atunci când Comisia Județeană dă dreptate și spune că modalitatea în care a fost aplicată sancțiunea este temeinică și legală, persoana vizată are posibilitatea și obligația de altfel să adreseze instanții, Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj. Lucru care nu s-a făcut pentru că inițial s-a adresat către secția de contencios administrativ și a câștigat pe instanță. Vă faceți culpabil de ceva într-un subiectul ăsta? Nu făceam parte din comisia atunci. Nu eram în comisie. Eu am preluat comisia abia la finalul 2017. Toate aceste aspecte, eu nici măcar nu eram în structurile PSD-ului în acel moment, dar analizând tot ceea ce s-a întâmplat pe documente, cred că putea fi un pic altfel abordat problema. Una peste alta, dumnealui a fost reprimit în partid și a recâștigat poziția în Consiliul Local Suceava și e un membru și de frunte și vașnic al PSD-ului. Și activitățile așa cum sunt. V-a mai supărat de atunci? Nu v-a mai supărat, nu? Nu sunt eu în stare să mă pronunț. Ați mai primit ceva la comisie? Nu, vis-a-vis de activitatea. Acum ce e pe ordinea de zi la comisie? Nu, în momentul de față chiar nu avem... Ați vă dau imediat niște... Dați-mi dumneavoastră, deci ordinea de zi este ordinea de zi oficială, înseamnă să ai deja în spate o sesizare sau o autosesizare pentru comisia. Ai imediat ne sesizăm. Spuneți-ne, ce știți din partid? Trece moțiunea, nu trece? Ce ați votat? Eu sunt convins că trece. Uitați-vă și ieri ce s-a întâmplat. Dați seama că poi mâine dacă nu trece, vă fac de râs? Pot să pun și pariu cu dumneavoastră, că știu că să treacă. Ați văzut că ieri deja au început să se regrupeze niște lucruri. 5 deputați s-au afiliat grupului parlamentar al PSD-ului. Probabil urmează și în curs zile de astăzi să se mai câștige niște voturi. Haideți să nu uităm că PNL-ul și PSD-ul și UDMR-ul vor vota moțiunea de cenzură.
În momentul de față sunt discuțiile cu grupul independenților, vom vedea cine va mai rezona la subiect, dar eu sunt convins că moțiunea de cenzură va trece. Pe ce vă bazați pe voturile acestea care vor să vină de unde? De la independență. Tocmai ce am spus, zona de independență. Cum comentați afilierea domnului Alexandru Sandu Băișanu, Alexandru Ștefan Băișanu, deputatul Forței Naționale de la Suceava, la PSD, acolo, la grupul PSD? Bine, e o afiliere a unui partid politic la grupul parlamentar al PSD-ului, pentru că să nu uităm că... Hai, primul pas, urmează la ședințele la dumneavoastră, nu se vină ca invitat și după care îl integrăm. Pentru că, na, în momentul de față... Păi numai dumneavoastră s-a anticipat. Dar toată lumea poate anticipa. În momentul de față este o afiliere făcută la grupul parlamentar al Camerei Deputaților al PSD-ului. Să nu uităm că toți cei care sau în afară de Georgian Pop, care a fost PSD și s-a reîntors la PSD, toți ceilalți au făcut parte din ALDE. ALDE care a fost la guvernare cu PSD-ul atâția ani de zile, deci au condus un program de guvernare. În momentul de față că na, e primul pas al domnului Băișanu către PSD, deci s-a afiliat grupului PSD, în uniforma PSD-ului cum ar veni, nu? Spuneți așa, e plastic, dar sună asta bine. Nu, ăsta e momentul? Ăsta e momentul, da. Ăsta e momentul, ca să-l definim foarte clar. Da. Deci, într-adevăr, în momentul de față s-au afiliat grupului parlamentar al PSD-ului. Și ce urmează, deci, pentru domnul? Îl vedeți la organizația municipală? Credeți că în curent... Că nu e păcat dacă toți vorbiți aceeași limbă acolo la nivel parlamentar, poate ar fi momentul să o vorbiți la nivel local, că asta, nu? Sunt aspecte și decizii pe care le ia conducerea partidului și sunt ferm convins că lucrurile astea vor fi foarte, foarte bine analizate dacă se va merge în continuare pe o alianță cu partidul pe care conduce dumnealui. Bun, dar problema că e clar. Și nu are rost să mai discutăm de altceva, nu? Deci omul știe ce face, știe unde s-a dus, nu s-a dus numai pentru moțiune. Probabil nu s-a dus numai pentru moțiune, dar ăsta este un prim pas prim în momentul pas, de față. Ceea ce va fi mai departe se va stabili. Nu uităm că sunt două formațiuni politice și există o anumită procedură de, știu eu, absorpție de... Ar fi un câștig domnul Băișanu pentru PSD Suceava? Cred că orice om politic de notorietate este câștig pentru un partid politic. Și de fapt sunt convins de lucrul ăsta, pentru că atunci când vii cu expertiza și cu experiența anterioară, lucrurile nu pot să meargă decât pe o creștere a, nu știu, a vizibilității și a puterii și a forței unui partid politic. Și îl vedeți pe domnul Băișanu capabil să mai încerci o dată din partea PSD să câștige primăria Suceava în acest an, ca să cumva să rezolve și să medieze conflictul dintre președintele organizației municipale, domnul Dan Coșnir, și președinta, fosta doamnă prefect Mirela Domnică? Nu. Stați puțin să le așezăm. Pentru că în momentul de față, ați văzut și dumneavoastră, peste tot, PSD Suceava încă n-a ieșit cu persoanele care vor fi candidați. Asta vă întreb. Nu e numai bun momentul ăsta pentru niște sondaje, sunt niște sondaje de opinii care urmează să fie definitivate și urmează să fie făcute publice. Acolo, ați văzut dumneavoastră, în spațiu public, s-a ieșit cu anumite persoane din partea PSD-ului Suceava. Domnul Băișanu nu este... Da, pe principiu, când doi se bat, al treilea câștigă, e foarte clară situația. Da, ca să nu supărăm nici pe doar, adică să nu... Eu vă zic că sunt trebuia să mediați dumneavoastră, să vină la comisie, are și o discuție de genul ăsta. Dom'le, doamna Mirela Domnică e supărată că n-a fost făcut bine sondajul, domnul Cușnei și el supărat că deja, uite, iarăși n-a fost bine făcut sondajul, unul dintre ei va pierde acest sondaj. Nu mai bine să-i dați domnului Băișanu posibilitatea să se revanșeze față de Suceava. Eu n-aș vedea că cineva pierde. Eu aș vedea că în momentul în care PSD Suceava, conducerea PSD-ului Suceava, biroul permanent județean, va decide și în funcție de ceea ce se sondajele care se fac, care va fi candidatul la primăria municipiului Suceava, acel candidat obligatoriu trebuie să fie susținut de întreg aparatul de partid al PSD-ului Suceava, de toți membrii. Pentru că ieși într-o luptă, încerci să câștigi primăria Suceava. Nu poți să ieși numai cu candidatul și acel candidat să nu aibă un sprijin total din partea membrilor PSD-ului. Păi da, mă iertați că vă spun, dar niciodată nu a avut candidatul PSD-ului sprijinul total din partea membrilor. Tot timpul a fost cu un pas în față liderul, adică candidatul, decât partidul. Ați opțiuni pentru partid mai mult decât pentru candidat. În mod evident, candidatul trebuie să fie în față. Nu. Deci candidatul a obținut mai puține voturi el decât a obținut partidul pentru Consiliul Local. Ceva nu e în regulă acolo la dumneavoastră, la partid. Ce se întâmplă? Toate lucrurile astea s-au făcut pe baza unor analize.
pe care... Cine face analize? Nu e medicul ăla bun care trebuie acolo la PSD, cred că. Le analizează eu cred că experiența oamenilor politici din actuala conducere a PSD Suceava poate să-și spună cuvântul în a alege cea mai bună variantă pentru candidatura de primar la municipiul Suceava. Toateți fiți mațe, sunteți sinceri, sunteți sucevean, lucrați de atâta timp în Suceava, copiii sunt în Suceava, au lucrat în Suceava, deci chiar sunteți de aici. Care dintre cei doi PSD-iști, din momentul de față PSD-iști, că s-a putea să vină și la al treilea domnul Băișanu pe turnantă și să ia candidatura, care dintre cei doi credeți că ar fi mai bun pentru Suceava? Ar fi potrivit din partea, din punctul noastră de vedere, ca să fie susținut de toți membrii PSD? Deci, din punctul meu de vedere, ambii candidați sunt, sunt pasibili pentru a fi desemnați. Bun, vreau să vorbiți în termeni frumoși, de președinte, de mediator, așa ca nu, să... Eu vă spun punctul meu de vedere. Și tu ai deci, eu vă spun punctul meu de vedere. Aici este o decizie pe care o ia o organizație, o entitate politică. În momentul în care se ia o asemenea decizie, nu pot să fii să spun că nu mă implic eu, care nu sunt în fața acolo, nu sunt eu candidatul, dar nu mă implic să sprijin campania electorală și toate demersurile pe care le face partidul prin interfața candidatului în ideea de a câștiga primăria municipiului Suceava, care este... Da, ar trebui în momentul de față, dar dacă tot nu a fost făcut public rezultatul sondajului, ar trebui să luați în calcul și posibilitatea ca domnul Băișanu să candideze din partea PSD-ului? Nu știu ce să vă răspund aici, pentru că e o decizie... El deja a făcut primul pas, a afiliat grupului PSD, știe despre ce e vorba, el luptă împotriva dictaturii din PNL, ca să ne înțelegem de ce s-a afiliat grupului PSD. Asta a fost explicația dumneavoastră sale. Acum, care s-a adevărat resortul, nu le știm. Dar n-ar fi o variantă? Deci, în momentul de față, în momentul de față, repet, clar, conducerea partidului va stabili și va ieși cu cea mai bună persoană. Că va fi domnul Băișanu, că va fi domnul Cușnir, că va fi doamna Mirela Domnică, că va fi un alt candidat. Se va ieși public și odată ce se va ieși public, atunci aș putea să vă dau un răspuns mult mai argumentat și să vă spun dacă era mai ok. Când spuneți al candidat, la cine vă referiți? Aveți o surpriză? Vreți să ne spuneți? Nu. Deci nu vreau să anticipez nicio discuție din perspectiva asta, pentru că nu e vorba de, nu știu, de surprize. Am spus-o la modul general, pentru că sunt de notorietate două persoane care sunt vehiculate pentru, din partea PSD-ului Suceava, pentru primăria municipiului. Și domnul Iordache, a treia persoană care și dumneavoastră este în discuție, iar dumneavoastră veniți acum cu un surplus cu a patra persoană. Nu, domnul Băișanu a venit de ieri, adică mă iertați, eu n-am dumneavoastră nimic. O așezați în spațiu public acum în discuție. Din discuție, sigur. Bun, s-a așezat singur. Da, pe domnul Niță cum l-ați primit în partid? A fost scandal, am înțeles că a fost un pic de crială pe acolo. Unii mai vorbesc pe la începutul ședinței și la sfârșit, nimeni n-are curaj să spună în față. Dumnealui a fost primit în baza votului care s-a acordat în biroul permanent al organizației județene. În mod evident, în cadrul unei ședințe, indiferent ceea ce există pe ordinea de zi, sunt puncte de vedere și divergente. Fiecare susține punctul de vedere, este normal să existe păreri diferite sau opoziții din perspectiva, aducerii în partid a unui alt parlamentar dintr-o altă formațiune politică. Deci a fost integrat cumva domnul Niță, eu... Okay. Și dumneavoastră în momentul de față depune... Dar nu l-am mai văzut, nu, el țineți ascuns acolo, n-am mai știut o conferință de presă, n-am mai făcut nimic. Vă e rușine cu parlamentarii dumneavoastră? Ce sunt? Nu, sunt nicio formă trebuie să știți ce nu faceți conferințe de presă la partid? Ați făcut una la începutul anului, aia năcăjită, amărâtă? La nivelul organizației județene și municipale s-au făcut în ultima perioadă conferințe de presă. Pe lângă aspectele astea, vedeți că tot ceea ce ține de comunicare, tot ceea ce ține de, comunicate de presă pe care le dă atât organizația județeană cât și cea municipală, sunt destul de pregnante în spațiul public sucenean. Deci punctele de vedere ale liderilor PSD-ului și la nivel județean și la nivel municipal ajung la cetățeni. Fie prin intermediul conferințelor de presă, fie prin intermediul comunicatelor și a, sistemului de media pe care îl aveți dumneavoastră la partid acolo, nu? Toată lumea are un sistem de media. Dar stați rău cu conturile false. Mai bine stau cei de la PNL.
Noi mergem pe deschidere și preferăm să ne asumăm responsabilitatea în momentul în care intri și postezi un anumit lucru, să ți-l argumentezi și să-l discuți, să-l pui în dezbatere publică, indiferent de câte comentarii negative sau de câte, știu, înjuriții, dar îți asum lucrul ăsta și mi se pare mai corect decât să mergi cu 30-40 de conturi false înființate ieri, cu diferite fotografii care mai de care mai interesante. Dar dumneavoastră cei de la PSD sunteți obișnuiți așa să vă păcăliți singuri. L-ați luat pe Dragnea, l-ați ținut în brațe, l-ați luat pe Olguța Vasilescu, pe Codin Ștefănescu, toți urlau, nu-i bine, voi mai departe acolo, dă-i cu treaba înainte. Deci, dă-i cu ursă prin pădure. Persoanele pe care dumneavoastră le-ați menționat până acum au făcut parte din conducerea partidului. Au fost alegeri care au desemnat cei care conduc... Dar va veni luna, sfârșitul lunii februarie, nu? Când e congresul nostru? Deocamdată încă nu este foarte, foarte clar. Să vedeți și faceți la moțiune și după aia, dacă se fură domnul Ciolacu, ca să fim siguri că... Eu îmi doresc să existe acest congres și îmi doresc să așeze lucrurile, pentru că într-un alt mod îți desfășori activitatea și într-un alt mod îți prezinți public ceea ce dorești să faci, când ai o conducere stabilă, așezată și legitimă din perspectiva votului. Și pe cine vreți dumneavoastră președinte la PSD în momentul de față? În momentul de față, nici domnul Ciolacu, din ce am văzut, nu și-a asumat clar faptul că va candida. Da, deci încă, o discuție deschisă, probabil... Decizia se va lua pe baza unui program politic, a unei idei de echipă și lucrul ăla va fi supus la vot. Bun, haideți să trecem puțin la nivel județean. Multe lume, nu foarte multe lume, sunt voci în spațiu public care reclamă faptul că ar fi un blat foarte discret între echipa PSD și echipa PNL la nivelul Consiliului Județean Suceava. Un blat de ce? Un blat generat și de incapacitatea echipei PSD de a veni cu proiecte viabile la nivelul județului Suceava. Foarte multe proiecte nu am văzut. Au fost câteva ale domnului Dan Cușniț, dar subțiri. Adică a avut ceva, dar nu la modul exagerat. Dar generat și de faptul că numărul consilierilor județeni PSD e clar mai mic decât cel la PNL și atunci băieții se duc acolo, stau frumos, fac prezența și își au salariile, pleacă bucuroși cu 2000 de lei în buzunar și tu fiecare și dinți. E adevărat? O simțiți și dumneavoastră? Credeți că, și întreb mai departe, credeți că ăsta este motivul pentru care Gheorghe Flutur nu are în momentul de față un opozant serios în județul Suceava? Nu, sub nicio formă. Deci nu putem discuta de niciun blat în momentul de față. Ați adus în discuție faptul că n-ați văzut, știu, foarte multă efervescență, foarte multă activitate din partea consilierilor județeni. Vreau să extrapolez că aceeași situație s-ar putea să se observe și pe activitatea consilierilor locali din primăria Suceava. Dar zona de background, propunerile cu care a venit PSD-ul și la nivel de Consiliul Județean și la nivel de Consiliul Local s-au lovit de refuzul de a fi fie puse pe ordinea de zi sau în varianta în care au fost puse pe ordinea de zi, ele au picat. Exact cum a spus și dumneavoastră, diferența este destul de mare între consilierii locale ai PSD-ului și celelalte formațiuni politice. La nivel de județ este aceeași diferență, sigur, nu în același procent ca la nivelul consiliului local. Dar activitatea tuturor reprezentanților PSD în Consiliul Județean Suceava și în Consiliul Local Suceava este o activitate destul de laborioasă. Faptul că n-au trecut proiecte de hotărâri de Consiliul Județean sau de hotărâri de Consiliul Local este pentru motivul că nu au trecut la vot. Tocmai din perspectiva acestei diferențe de număr de consilieri județeni. Și vreți să îmbunătățiți ceva la nivelul echipei PSD la județ anul acesta? Sunt convins că lucrul ăsta se poate din cauza că nu există oamenii potriviți care să pună acele proiecte. Pentru că în afară de domnul Cușnir, de domnul Mihai Grozav și poate încă un nume, dar pe aici, pe acolo, din când în când, restul doar aplaudă, beau cafea, își beau apa și pleacă acasă. V-am spus că 2000 de lei pe lună, adică haideți să nu le vedem activitatea chiar consiliilor PSD în ședințele de Consiliul Județean. Haideți să nu le vedem chiar atât de, nu știu, reduse sunt acolo, și fiecare, la fiecare și ședință sunt acolo. Vedeți vreo știre cu ceilalți consilieri, în afară de cele două persoane pe care le-am... Sunt la partele de activitate, pe care fiecare și le așează pe site-ul Consiliului Județean, dar sunt ferm convins că la aceste alegeri locale echipele se vor schimba, pentru că vedeți dumneavoastră tot ceea ce înseamnă, știu eu,
pe zonă politică, schimbare de garnituri, schimbare de, știu, de oameni, cei care au anumite expertiză pe anumite domenii, pentru că sunt toate comisiile care funcționează și în Consiliul Local, din care consilierii locali fac parte și în Consiliul Județean de asemenea, acolo trebuie să ai oameni care sunt pregătiți. Eu n-am fost niciodată de acord cu un om politic care are o pregătire de inginer, dau un exemplu, deci nu s-a întâmplat lucrul ăsta, să fie pus ministrul la sănătate. Păi nu cunoște absolut nimic din meseria respectivă. Și atâta vreme cât n-ai urcat de jos în cariera ta profesională, să cunoști tot ceea ce înseamnă... Nu e complicat. Nu este complicat. Ați consilier. Da, ți-ai consilier, dar una este să treci prin filtrul tău al gândirii și a experienței și alta este să vii să spui că da, acel consilier are dreptate. Pentru că s-ar putea ca acel consilier să nu aibă dreptate sau chiar acel consilier să aibă o intenție de a te induce în eroare. Și atâta vreme cât tu nu ești cu picioarele pe pământ și nu stăpânești cum trebuie domeniul respectiv pe care îl coordonezi, clar vei avea o problemă. Înțeles. Cum mi se pare că s-a fost împărțit bugetul Consiliului Județean anul acesta? A fost o întreagă tevatură. Da, a fost o întreagă tevatură pe acel procent de 6% din fondul aflat la dispoziția Consiliului Județean. Ați văzut și dumneavoastră că domnul președinte Stan a ieșit ieri și a făcut public o sesizare pe care a făcut-o la Curtea de Conturi a României, o întrebare din perspectiva funcției și poziției pe care o are dumnealui în Parlamentul României. Clar, Curtea de Conturi este instituția care se poate pronunța, ați văzut acolo că sunt ridicate niște puncte de vedere, dar, în concret, din documentele publice pe care le-am văzut eu, acea sumă de 6% vine din impozit pe venit și din taxa de TVA. E 275.000 de lei, de milioane. Dar nu, problema este că toate primăriile au pus pe hârtie și au solicitat care este necesarul pe care nu-l pot asigura în desfășurarea activităților la nivel local. În ceea ce privește infrastructura și alte proiecte pe care le-au dumnealor la nivel local. Clar, toate primăriile au trecut sumele reale, care sunt sume foarte, foarte mari. Dar, pe partea asta la altă, în momentul în care s-a făcut împărțirea, nu s-a ținut cont de niciun algoritm. Pentru că atât legea bugetului, legea 5 din 2020, cât și legea administrației fiscale, spun foarte clar modalitatea în care acei bani pot fi împărțiți. Dar faptul că tot ceea ce însemna primărie PNL și altor formațiuni politice care sprijină actuala guvernare au primit sume de bani în condițiile în care au aceeași suprafață și cam aceeași ponderea populației, exact aceeași aprindere socioeconomică, e o diferență de la cer până la pământ. Primării cu același număr de populație și cam aceeași suprafață ca întindere, de la PSD au primit 50.000, iar de la PNL sau alte formațiuni politice care sprijină actuala guvernare au fost de 4 ori, de 5 ori sau chiar de 6 ori mai mult. Deci lucrul ăsta, obligatoriu trebuie să existe un algoritm. Nu poți tu, consilier județean, să votezi și să atribui fără a avea la bază o normă. O normă și un algoritm clar stabilit prin lege. Deci atunci de ce mai pui Consiliul Județean să hotărască? Vedeți? Și să puteze check dacă vii cu algoritm. Asta e la dispoziția Consiliului Județean. Consiliul Județean hotărăște. Dar nu poate hotărâ. Consiliul Județean ca entitate juridică de și atunci care mai dezvoltă din rolul Consiliului Județean? Păi dacă fiecare vine și există X primește atâta... Ați înțeles greșit ceea ce am spus. Deci rolul Consiliului Județean, a consilierilor județeni, este de a asigura legalitatea unei hotărâri de Consiliul Județean. Acești bani au fost atribuiți prin hotărâre de Consiliul Județean. Deci este exact ca în Parlament. Intră exact cu un proiect de lege pe care îl discuți în comisii, ulterior îți intră în plen. Consilierii județeni au hotărât că primăriile PSD trebuie să primească numai 50.000 și primăriile PNL trebuie să primească de la 200.000 de lei în sus. Nu vi se pare o decizie înțeleaptă a Consiliului Județean Suceava? Pieluată prin vot democratic. Da, nu. Algoritmul trebuie să existe. Nu poți să lași la nivel arbitrar sau la nivelul unui grup de oameni să stabilească ceea ce este prevăzut prin lege. Pentru că nu poți să o lași la... Legea nu prevede ce sumă trebuie să primească fiecare sau câte la sută din această sumă. Legea nu prevede, dar atât legea 5 a bugetului de stat, cât și cealaltă lege a administrației fiscale, prevăd niște algoritmi.
algoritmi care trebuie respectați. Puneți pareu cu mine că așa o să rămână, că domnul Stan nu va primi niciun răspuns de la Curtea de Conturi? Haideți să vedem ce răspuns va da Curtea de Conturi, pentru că sunt convins că din cele patru întrebări care au fost așezate acolo, sunt convins că un punct de vedere legal va fi înaintat de către Curtea de Conturi. Pentru că nu își permite Curtea de Conturi, odată ce este interpelată, indiferent că e o persoană fizică sau e vorba de un parlamentar, nu își permite să dea un răspuns care să nu fie temeinic și legal. V-am promis că o să vă dau niște motive ca să vă întâlniți cu Comisia Județeană de Etică, Litigii... Nu, Integritate și Arbitraj. Integritate și Arbitraj. Da. La un subiect, Redăuți. L-ați dat afară pe Bogdan Loghi, viceprimar. L-a dat afară pe încă un consilier local, da? Profesorul de la, nu știu, cred că de la Humzachis, sper să nu greșesc. Domnul și-a dat demisia. Lăsați. E o diferență. Da. Bo. Deci este Bogdan, o diferență? Pe Bogdan Loghi l-ați lepădat de Bogdan Loghi. Deci este o diferență între... Stați că n-am terminat. Eu vă zic cum am văzut, dumneavoastră o să-mi puneți din perspectivă legală, juridică, statutară. Deci a scăpat de doi oameni foarte importanți. Am publicat aseară pe site-ul Uniunii Bucovina un sondaj de opinie referitor la municipiul Rădăuți. Bogdan Loghi este văzut foarte, foarte bine acolo. PSD-ul stă destul de slab, ca să nu zic mai mult, e bine să vă uitați să vedeți despre ce e vorba. Toată lumea e veselă și fericită acolo. Domnul Nistor Tătar este jupânul absolut al PSD-ului. Nimeni nu se sesizează. Ce se întâmplă? La județ, dumneavoastră, chiar nu vedeți ce se întâmplă la Rădăuți? Doi oameni sunt nebuni, da? Vicele e nebun. Am invitat al doilea profesor, nebun și ăla. Deci numai Nistor Tătar are dreptate. Ăsta e principiul care se aplică. Jupânul local, el hotărăște și la dreptate sau care e povestea? Deci acolo au fost pe procedurile interne ale PSD-ului, acolo s-au desfășurat niște activități. Și vă spun garantat că dacă Bogdan Loghi vrea să meargă mai departe, mergea mai departe, pentru că procedura nu i-a strimis mai departe cu povestea asta, trebuia să reprimiți un partid, până întreagă poveste, dar nu mai contează omul. Lașezați dumneavoastră puțin altfel. Deci procedura este foarte, foarte clară și foarte limpede. Odată ce s-a pornit un demers de genul acesta și vă asigur că ceea ce s-a întâmplat la Rădăuți, cel puțin din perspectiva domnului Bogdan Loghi, toate documentele care s-au întocmit acolo, respectarea dreptului la apărare al dumnealui, toate au fost făcute conform statutului, conform prevederilor legii partidelor politice și cu respectarea dreptului la apărare, pentru că este foarte important ca cel față de care declanșezi o procedură de acest gen de sancționare disciplinară, de la mustrare până la excludere din partid, obligatoriu trebuie să-i respecti dreptul la apărare. Toată acest demers... Domnul Max, vă opresc. Sunt convins, dumneavoastră ca președinte al Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj, sunt convins că v-ați făcut treaba. Mă uit în ochi dumneavoastră, sunt convins că v-ați făcut treaba. Sunteți acoperiți 100%. Eu vă întreb altceva. Asta chiar nu vedeți ce se întâmplă la Rădăuți, la PSD acolo? Chiar nu v-ați pus problema și din altă perspectivă? Hai să vedem, poate. Nu-i nebună, poate, aia care dau fără o problemă. Acolo este decizia... Ați pierdut odată alegerile europarlamentare. Le-ați prăpădit și pe alea prezidențiale, de două ori. Adică la modul de la 60. Acum vreți să pierdeți și alea locale ca să vă convingeți că de fapt nici o tătare era vinovat sau Bogdan Loghi era vinovat. Și credeți dumneavoastră că o măsură de genul ăsta care s-a luat statutar, pentru că în celălalt caz deci, pe care l-ați spus dumneavoastră, a fost vorba de demisie, este unilaterală. Vă rog frumos, uitați de cuvântul ăsta, eu vă spun la realitate, pentru că statutar sunt convins că sunteți acoperiți de hârtii. Nimeni nu vă poate reproșa. Domnul Bogdan Loghi a fost exclus din PSD. Afectează atât de mult viitorul procentaj. Doamne ferește, nu vreau să mă întreb. E o decizie care s-a luat în organizația municipală a PSD-ului Rădăuți. Deci pentru că este o problemă internă. Eu asta o simt, dacă nu se poate un om să se schimbe 3 ani de zile atât de mult. Era bun acum 3 ani când l-ați luat și l-ați spus viceprimar și acum deodată nu e bun. PSD-ul merge. Haideți să o altfel, că văd că nu mă rămâne. Cât credeți dumneavoastră că va obține Nistor Tătar la alegerile locale? Nu pot eu să dau. Adică nu este genul meu, nu este stilul meu să vin să anticipez niște lucruri. Aici depinde de un factor complet obiectiv, pentru că este vorba de cetățean care se duce și așează ștanghila pe buletinul de vot. PSD Suceava. Dar văd că dumneavoastră încercați să acreditați ideea că acum 3 ani domnul Bogdan Loghi a fost foarte ok, ulterior n-a mai fost ok. Haideți să vă spun că este foarte posibil să apară situații în care un om în care ai avut încredere și în care ai investit până astăzi, de astăzi se schimbă. Și din perspectiva, nu știu, ideilor și din perspectiva persoanelor pe care le sprijină și în mod evident, tu ca partid politic trebuie să intervii.
trebuie să clarifici situația acolo, pentru că climatul organizațional din respectiva organizație s-ar putea să aibă de suferit. Și atunci prefer să înlături o situație care poate să-ți creeze tensiuni, da, și nemulțumire în rândul membrilor de partid, decât să încerci să, dacă nu reușești să o mediezi, să o dai deoparte, să zici lasă-mă că trece, că e ok, și să lămurești situațiile. Ei, nu e chiar așa. Într-o chestiune de genul ăsta, când vorbim de organizații, când vorbim de niște oameni, când vorbim de conducere, de ierarhie, în mod clar trebuie să intervii acolo unde există derapaje. Și nu ai cum să le lași așa, pentru că pierzi mai mult ulterior. Asta e ideea. Dumneavoastră a spus că l-ați dat pe Bogdan Login, că noi l-am dat afară. Că în sondajele de opinie, în sondajele de opinie a PNL-ului, a PNL-ului, ale dumneavoastră, este acolo undeva sus la... Spre 40%, în intenția de vot. 40%. Haideți să vedem dacă este așa. Credeți că dacă ieșea PSD-ul era altfel? Cum era? Era mai sus? Era mai jos? În ce direcție se ducea? Dacă știam despre ce e vorba, vă dădeam răspunsul. Da, dar fiind omul dumneavoastră, pregătit de dumneavoastră 4 ani de zile și deodată să fie ceva, nu e regulă. Ori ați greșit atunci, ori greșiți acum. Atunci când l-ați luat sau acum când l-ați dat afară. Clar, orice decizie se ia pe asumare, dar și pe aspecte concrete. Și repet, nu poți să lași o organizație să existe disensiuni, să existe puncte de vedere diferite, să scadă moralul oamenilor, să vadă că, nu știu, idealurile pe care le au ei și direcția în care doresc ei să meargă organizația respectivă nu prea este așa cum ar trebui, pentru că se acoperă niște lor de poziții publice sau niște activități care nu sunt conforme cu statutul și cu etica. Dar lorile de poziție de săptămâna trecută ale unor primari din zona de munte, cum le vedeți? Ei, acolo este o altă discuție. Nu, acolo este clar o altă discuție, pentru că, cum să vă zic, au fost foarte mult distorsionate punctele de vedere. Se poate. Nu, adică, se poate, vă spun sincer. În ce sens? Una a apărut în presă, altceva... Exact. Și când deci, punctele de vedere au existat, întrebările au fost adresate primarilor în forma în care au fost adresate telefonic. Pentru că nu au fost la o chestiune deschisă așa cum stăm noi doi acum aici. Mi se părea mult mai corect și mai normal să existe o situație de genul ăsta. Ok, deci a fost distorsionate. Foarte clar, poți să pui mâna pe telefon, să suni, să întrebi un primar, bă, ce părere ai despre următorul subiect? Dar cred că nu este deontologic și profesional să vii să schimbi esența cuvintelor pe care respectivul ales local le-a înaintat. Lucrurile astea s-au discutat, inclusiv la ultima ședință care am avut-o în biroul permanent al județului, au fost lor de poziție, chiar din partea primarilor care au fost întrebați și s-au explicat niște lucruri. Deci ideea în continuare este cea de unitate. Nu există, ați văzut, dacă sunt situații în care oamenii, știu, membrii ai PSD-ului vor să spună un punct de vedere și îl spun. Și este a doua oară când o repet în emisiunea dumneavoastră, când m-ați întrebat de accederea în PSD a domnului Niță. Deci fiecare își spune punctul de vedere. Se clarifică la vot. Am înțeles. Ce vă doriți anul ăsta din perspectivă politică? În fine, eu sper că, nu știu, expertiza mea anterioară și activitatea mea în PSD Suceava de 3 ani de zile să fie considerată la nivelul conducerii județene a PSD-ului Suceava ca benefică și necesară pentru, pentru viitorul administrației publice din județul Suceava. În momentul de față, sigur, eu mi-aș dori niște lucruri, dar rămâne la latitudinea deciziei partidului. Deci, înțeleg greșit. Să nu înțeleg eu greșit. Administrație județeană, ați spus. Vreți să ajungeți în Consiliul Județean sau ce? Astea sunt lucruri pe care le va decide dumneavoastră, ce vreți? Trebuie și dumneavoastră să vreți. Vreți un Consiliu Județean? Sigur, membru în Consiliul Județean? Repet, aspectele care țin de administrația publică... Deci președinte al Consiliului Județean? Ce nu, să nu ce fac. De ce? Asta nu, vă spun nu din start. Nu, o afirm la modul cel mai doar deschis. Doar Consiliul Județean? Nu știu dacă neapărat în acea direcție, dar au existat niște discuții pe care le-am avut cu conducerea partidului. Dacă conducerea partidului va considera că sunt util și pot să aduc plus valoare la toată activitatea
la nivel județ, la reprezentativitatea PSD-ului Suceava și, nu știu, la calitatea unor documente, a unor proiecte, chiar și aspectele care țin de comunicare, de spațiu public, eu aș fi foarte încântat să... Domnul Maxim, sper să nu prea aveți multe lucruri la capitolul integritate, mediere, etic, arbitraj acolo în comisia pe care o conduceți. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Succes cu moțiunea de cenzură. Sper să vă iasă. Dacă nu o să vă iasă, vă voi menționa. Dacă o să vă iasă, iar așa am să vă menționez. Mă mai puteți invita ca să putem discuta în continuare? Mai departe. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost surpriza de astăzi de aici de la Tacoloco. Sunt Mihai Chira. Mulțumesc mult pentru participarea alături de noi la Subiectul Zilei. Ne vedem mâine dimineață la ora 8:30 tot aici. Să aveți o zi minunată.